Românii cad victime hoților în vacanțele din Grecia. O familie a rămas fără mașină, bani și documente după ce hoții au intrat în vila în care erau cazați și au furat cheile autoturismului. Vine cu detalii colegul meu, Robert Barbu. Robert, bine te-am găsit! Da, bun găsit tuturor! O vacanță în Grecia a început cum nu se poate mai rău pentru un grup de români, chiar în prima lor zi de cazare după ce s-au dus la somn. Se poate observa pe camerele de supraveghere cum un hoț cu cagulă intră în cazarea în care aceștia erau, iar câteva minute mai târziu părăsește cazarea cu un autoturism al unei femei din grupul de români. Femeia, când s-a trezit de dimineață, a crezut că este victima unei glume făcute de unul din prietenii săi, însă după ce au verificat camerele de supraveghere și-au dat seama că sunt victimele unui furt. Aceștia au anunțat imediat autoritățile care au început toate demersurile pentru a-l descoperi pe hoț, însă aceasta nu este singura lor problemă. Grupul de români a trebuit să depună și cereri pentru eliberarea de documente provizorii de călătorie, deoarece în mașina respectivă se aflau mai multe bunuri de valoare, bani, dar și documentele de călătorie a grupului de români.